Vremea rămâne urâtă în zilele următoare. Meteorologii anunță cod portocaliu de ploi începând de luni seara de la ora 21 până miercuri noapte la ora 2. Atenționarea vizează 8 județe din sudul țării, printre care și Giurgiu. Ploile vor fi abundente, cantitățile de apă vor depăși pe arii extinse 60 de litri pe metru pătrat și izolat 80 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi deosebit de rece, cu maxime cuprinse între 8 și 11 grade Celsius luni noapte la Giurgiu. Prima zi de octombrie va fi una deosebit de rece, cel mult 11 grade Celsius vor indica termometrele până la prânz. Peste zi vor fi ploi abundente, de cod portocaliu și vânt puternic, așa că senzația resimțită va fi mult mai neplăcută. Viteza vântului va fi de 35 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur, cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 10-20 de cm, cota probabilă 111 cm. Umiditatea va fi de 74%.